Domnule Patriciu Achimaș, am văzut că în ultimele 24 de ore abia 9888 de români s-au vaccinat la nivel național. Dacă ar fi să comparăm cu numărul celor care s-au vaccinat în 14 mai, 45.000 de persoane, am putea să constatăm o scădere drastică a numărului celor care sunt dispuși astăzi să se vaccineze. Sunt îngrijorătoare sau nu aceste cifre? Entuziasmul se pare că a scăzut, într-adevăr, și dacă urmărim pandemia și modul în care ea evoluează, riscăm în acest moment, probabil, un nou val către toamnă, se spun specialiștii. Putem să speculăm, sigur, mult de ce s-a întâmplat asta și cum s-a întâmplat. Unii spun că s-a vaccinat toată populația care dorea să se vaccineze. Poate că e adevărat, eu sper că, că, nu este așa. Au apărut foarte multe discuții antivacciniste între timp. Sigur, au apărut și, și unele discuții medicale, dar și multe care mergeau pe lângă, pe lângă acest subiect și Dar nu pot să nu observ faptul că au apărut, nu le spune contradicții, dar neconcordanțe între cei care erau chemați să, să facă campania pentru vaccinare, că această campanie a fost făcută, cum să spun, așa cum, cum s-a priceput fiecare că unele personaje din campanie realmente n-au fost credibile. Adică, vă spun sincer, am văzut și eu câteva personaje, n-am să le dau numele, dar care nu m-ar fi convins în niciun caz dacă nu eram din, din domeniu. Uh, și toate acestea, puse cap la cap, uh, ne, ne aduc în această situație. Așa e. Dar am văzut, de exemplu, alte modele de, de campanie, campanie da. la București, de exemplu, unde în piața Obor pe, pentru vaccin, dacă se vaccinau, oamenii primeau și un voucher pentru mici. La un moment dat, și nu a spus că ar putea fi motivați în acest fel oamenii care sunt mai corona așa. Credeți că e o politică bună asta să îi motivăm am, să. Am văzut-o pusă în practică și, și în alte țări. Acum, sigur că dacă asta, asta e o variantă. Poate putem să, să facem o discuție despre etică aici. Ideal ar fi ca oamenii să, să priceapă de ce e bine și de ce există totuși asigurări că nu se va întâmpla nimic rău, din potrivă, că lucrurile vor, vor merge înainte. Au fost discuții vis-a-vis de restricții ale unor drepturi, sigur că aici putem intra într-un domeniu nesfârșit de discuție. Totul e cum ne raportăm la, la noi ca și societate. Nu aș vrea să... adică aș vrea să fiu înțeles foarte bine că sunt pro provaccinare pro absolut hotărât, dar ca medic eu nu pot să impun niciunuia dintre pacient, nici unuia dintre pacientele și niciunuia dintre pacienții mei ce să facă. Datoria mea este să informez, să informez cât se poate de corect, să le spun care sunt argumentele pro contra, ce alternative sunt, care sunt riscurile evident, urmând ca apoi decizia să fie a pacientului. Și sigur nu vorbim de, de un pacient, vorbim de populația generală și bine să nu, să nu folosim termeni Greșiți, au fost folosiți chiar de către responsabili de, de campanie. Am văzut și în clipuri, nu, nu se făcea diferență între pacienți, populație generală, e un haos total în capul unor medici chiar. Dar vedeți, dumneavoastră, acest lucru cere, cere consecvență și adaptare la, la fiecare grup care formează societatea noastră. Și suntem o societate heterogenă în acest moment, asta o, o vedem, o, o medicii o văd zi de zi în, în spitale, unii se mai enervează, alții reacționează ciudat, nu, nu pot să spun că, că nu este așa, dar ar trebui să ne adaptăm și ca atunci când îi educăm pe viitorii medici, adică pe studenți, în raport cu, cu această situație. Da, așa este. Mulțumim tare mult uh, pentru aceste informații, domnule deputat, și să ne revedem cu bine. O zi bună la. Revedere. Și eu vă mulțumesc bun. foarte mult, domnule Raul Chiș. La revedere. Zi bună.